Multitudinea de adrese pe care am făcut-o Ministerului Culturii și dumnealor nu ne-au răspuns nici până acum la niciuna dintre aceste adrese. Faptul că noi din data de 6 mai nu mai avem conducere la România Film, adică nu mai avem director general, nu avem consiliu de administrație de 2 ani și jumătate. Deci, practic, noi suntem nefuncționali la ora actuală. Situația este dramatică. Eu reprezint 124 de membri de sindicat. Ei nu-și vor mai lua salariile pentru că nu va avea cine să semneze statele de plată. Situația de la România Film, creată în 2012, când au fost demiși membrii Consiliului de Administrație al RADEF, nu s-a rezolvat nici până în prezent din cauza indiferenței reprezentanților Ministerului Culturii, acuză sindicatul România Film. În ultimele 2 luni, angajații România Film nu și-au încasat salariile. Ministerul Culturii nu ne ia nici măcar în seamă la doleanțele noastre, nu avem Consiliul de Administrație, nu vrea să se implice în nimic pentru a ne sprijini. Cinematografia a ajuns de râpă. În zona Argeș și Vâlcea, pe care o coordonez, nu mai funcționează cât un singur cinematograf din Pitești. Atât și în județul Argeș și aveam 18 cinematografe. Suntem în imposibilitatea de a ne lua și concediile de odihnă, de a ne lua primele de vacanță, de a se pune în aplicare contractul colectiv de muncă. Și nici la capitolul tehnică cinematografele de stat nu stau bine. Aparatura este veche, iar o reparație costă foarte mult. De exemplu, o lampă de film costă 2000 de lei. O sumă imensă, spun reprezentanții acestora. Am pierdut spectatorii din cauza tehnicii. Nu avem aparate. Cinematograful Scala, unde lucrez eu, de exemplu, pentru 1000 de lei au căzut plafoanele. A trebuit să facem fel și fel de mișcări ca să putem repara. Salariații, salariu mic și trăim în condiții mizere. Am fost mai mulți la minister, ne-a primit secretarul de stat, după care ne-a promis marea cu sarea, ministrul nu acceptă un dialog cu noi. Din păcate, noi nu ne luăm salariile la dar timp. Mai reparăm deci suntem în urmă cu... Deci noi am luat abia lichidarea pe luna martie, deci suntem la jumătatea lunii mai. Această acțiune pe care a organizat-o sindicatul din cadrul cinematografului Patria se înscrie într-o paletă de acțiuni sindicale pe care sindicatul le-a întreprins în speranța că își vor rezolva cele câteva probleme foarte grave. Una dintre ele se referă la inexistența unui consiliu de administrație care duce mai departe la lipsa unei strategii și a unei siguranțe pe care oamenii trebuie să o simtă la locul de muncă. Doi, lipsa unei reacții din partea ministerului, cu toate intervențiile, inclusiv noi, Cartelaf, am făcut intervenții la secretarul de stat care se ocupă de cinematografie fără niciun fel de succes.